Bună să vă fie inima la toată lumea! Acum vreau să gătesc o tocăniță din carne de vită. Pentru asta avem nevoie de carne de vită, tăiată bucățele, morcov, 2-3 morcovi tăiați, ceapă, eu am pus 4 cepe mai mari tăiate, 2 fire de tulpină de țelină, un pic de ardei de care aveți și bulion sau ce aveți. Avem nevoie de sare, de piper și ulei. Începem. Am pus un pic de ulei în cratiță, punem carnea. Lăsăm un pic să se ducă. Am pus și apă, apă să fie la nivelul legumelor și a cărnii. Punem capacul și lăsăm să fiarbă la foc potrivit după ce începe să fiarbă. Până gata. Tocărița din carne de vită cu legume verde. Tocărița cred că este gata. Să vedem. Super. Este super. Un pic de saft. Foarte bine a ieșit. Acum să punem de probă. Merge cu pasta, cu pireu de cartofi. Cu ce doriți. Gustul și-l face fiecare cum vrea. Mai anțișor, mai pipărat, mai sărat, mai puțin, mai dulce, cum doriți. Să încercăm. E super delicious. Încercați și o să vedeți. Pentru astăzi am terminat. Eu vă spun la revedere. Pe curând. Domnul să vă binecuvinteze pe toți.